Elevii au intrat în vacanța de Paște pe data de 23 aprilie și se vor întoarce la cursuri miercuri pe 4 mai, înainte de vacanța de primăvară. Săptămâna 18-22 aprilie 2016 a fost dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare în cadrul programului Școala Altfel, să știi mai multe, să fii mai bun. Clasele de învățământ preșcolar și primar pot planifica activitățile din programul Școala Altfel în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de 27 mai 2016. Decizia de schimbare a datei de desfășurare a programului poate fi luată de Consiliul de Administrație al unității de învățământ după consultarea cadrelor didactice. Peste 37.000 de elevi din județul Giurgiu au intrat în vacanța de primăvară care a început pe 23 aprilie și se va finaliza pe data de 3 mai. Imediat ce se întorc din vacanța de Paște, elevii vor susține tezele din semestrul al doilea, care au ca dată limită 20 mai. Anul școlar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri și însumează 177 de zile lucrătoare. Excepție fac clasele terminale din învățământul liceal, pentru care anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 3 iunie.